Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la un clip foarte scurt pe acest canal. Vreau mai exact să explic pe înțelesul trecătorului de pe zebră cât de mare este compania Apple. Am stat târziu în noapte pentru a citi rapoartele financiare ale acestei companii. Nu mare mi-a fost surprinderea să văd că și-au bătut din nou așteptările. Dar nu o să vă spun că ei au așteptat că vor avea în 3 luni vânzări de 92 de miliarde de dolari și au raportat 94 de miliarde de dolari, ci vreau să vă explic într-un alt mod cât de mare este această companie. Înainte să pornească războiul dintre Rusia și Ucraina, Rusia era un jucător important din lumea petrolului. În 3 luni, Rusia vindea petrol de 90 de miliarde de dolari. În aceeași perioadă a anului respectiv, Apple vindea produse în valoare de 94 de miliarde de dolari. Ok, poate Rusia nu vindea chiar în întreaga lume, dar când vorbim de petrol, vorbim de o industrie colosală. Știți și voi ce s-a întâmplat în întreaga Europa, după ce a început războiul. Peste tot se auzea de o criză energetică, deci era un lucru enorm de important. Dar Apple era o companie mai gigant decât industria petrolului în Rusia. Acesta este clipul. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să apeși butonul de like. Spune-mi părerea ta în secțiunea de comentarii, cum vezi tu această companie Apple și cum ți se pare la acest nivel la care a ajuns? A ajuns să dețină monopol? Eu zic că nu prea, pentru că mai sunt și alte companii care îi fac concurență, dar o să vedem în viitor. O să mai pregătesc un clip pentru voi să vedeți cât de importantă este compania Apple în Statele Unite. Eu vă mulțumesc foarte mult și dacă v-a plăcut acest clip, butonul de like, iar dacă vreți să vă abonați pe canal, vă aștept cu mare drag. Până data viitoare, mult succes tuturor!